Chestia asta e cool la București. Vezi comunismul în cel mai frust, în cea mai frustă exprimare a lui și vezi Occidentul în cea mai emancipată implementare, instalarea lui, oameni pe tot felul, hipster pe bicicletă alături de dorei cu biciclete cojite din anii 70. Deci, alăturarea asta dintre, combinația asta între vintage-ul comunist, pentru că știți, comunismul a ajuns o chestie comercială vintage. În Germania sunt hoteluri care vând exact conceptul ăsta. Sigur, Bucureștiul este un oraș de care, ca intelectual, te îndrăgostești mai degrabă din poveștile interbelice. Trebuie să spun că la formarea mea, la formarea acestei dependențe, acestei slăbiciuni, a contat foarte mult Ioana Păvulescu, care este un scriitor genial al Bucureștiului. Și mi-am aminte că ea spunea la un moment dat, observa foarte bine ce era frumos în București. Nu atât faptul că el semăna, era o combinație între Paris și Casablanca. Și probabil că astăzi ar fi fost o Barcelona dacă lucrurile ar fi rămas într-o dezvoltare organică și istoria n-ar fi funcționat ca o ghilotină pentru noi. Dincolo de aspectul ăsta, București era un oraș foarte vesel. Lumea în București, dincolo de fapt că era un oraș extrem de cultural. Deci deja era o invidie, o ură a faptului că elitele aveau un program cultural plin, așa, destul de avansat, în care trei zile ascultau mai Mozart la Ateneul Român și alte trei zile discutau despre chestia asta, dincolo de aspectul așa, de ștaif cultural al Bucureștiului. El avea și grădinile, terasele și flecile de grătar din Mahalaua Bucureșteană, care, cum să zic, l-au făcut mare pe Iordache și pe Nelu Bucureșteană, care au preluat acest tip de mahala albă, cum îi spun eu, îi spun mahala albă, și cu tante Elvira, cea tante Elvira, acel tip de filozofie cu halviță și muște care cad din copac de cal ce-i afară. E, chestia asta, sigur că mai sunt fragmente în București care încearcă să reproducă și să resusciteze acest spirit interpelic pe care noi ar trebui să-l cultivăm ca prioritate culturală pentru București, pentru că farmecul Bucureștiului, care vine așa din această epocă renascentistă a istoriei noastre, vine din Bucureștiul vechi. Aici găsești clădiri art deco pe care nu le mai găsești în majoritatea capitalelor lor, de renume european. Deci noi nu știm să extragem mărgăritarele din această troacă de București, care a pierdut în ordine patrimonială, nu o să vă vină să credeți, în ultimii 50 de ani, o Veneție jumătate, echivalentul suprafeței unei Veneții și jumătate de patrimoniu, deci nu Mahala, deci nu Mahala care oricum era victima oricărei reconstrucții a unui București modern, ci patrimoniu autentic.